Lungimea podului este de 104,4 metri, lățimea 8 metri, 4 metri bandă, și 1,5 metri trotuare de o parte și de alta. Termenul de realizare 24 de luni. Această lucrare este justificată, întrucât în municipiul Suceava există o problemă majoră de trafic autointens, mai ales în zona comercială, pe Calea Unirii, pe tronsonul cuprins între podul actual peste râul Suceava și sensul giratoriu din Burdujeni. Se dorește realizarea unei microcenturi care să facă legătura dintre zona intersecției Căi Unirii cu Traian Vuia și DN29 Suceava-Botoșani. Podul ar urma să preia traficul prin zona termică pe strada Energeticianului și să-l scoată în zona școlii Plopeni, însă deocamdată este vorba despre prima parte a lucrării, inclusiv podul propriu-zis. Câștigătoarea licitației este o firmă din Botoșani, o filială locală a unei societăți cu sediul principal în Statele Unite ale Americii. E o firmă, o anexă a unei firme americane, ca să spun așa. Deci firma mamă în America. Urma discuție pe care le-am avut cu firma care a câștigat licitația, spun că acest an îi speră să, facă conturul podului, să-l pună pe poziții, în așa fel încât să putem termina un an și jumătate podul de peste râul Suceava. Este o firmă care, așa cum am văzut-o și eu pe, la Registrul Comerțului, a avut anul trecut 125 de muncitori și o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. Sperăm să aibă posibilitatea, capacitatea, forța de muncă necesară să ducem la bun sfârșit acest obiectiv de investiții, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, o mare problemă astăzi în România este legată de calitatea forței de muncă, de lipsa forței de muncă calificate ca atare, și multe investiții sunt în suferință la acest capitol. Sper să demarăm așa cum trebuie aceste lucrări și să controlăm, așa cum am spus, podul în acest an. În paralel se lucrează la tronsonul numărul 1 la acest pod, discutăm de la ruta alternativă, discutăm de distanța dintre Traian Vuia până la pod și acolo sunt 1,8 km. Lucrăm la studiu de fezabilitate, vom intra cu indicatorii în aprobare în Consiliul Local și sper să demarăm și în acest an prima parte, primul tronson către podul peste râul Suceava, urmând ca anul viitor să atacăm al doilea tronson de pe strada Energeticianului până la DN29. Cu toate că termenul de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, administrația încearcă să devanseze termenul, astfel încât lucrările să fie finalizate într-un an jumătate. Ion Lungu a inspectat săptămâna aceasta locul viitorului șantier. Pe lângă asta a verificat toate lucrările care sunt în derulare de primărie. Este vorba despre noua bază de transport electric de pe strada Capitan Grigore Andrei, demararea lucrărilor la gaz metan în Burdujeni Sat pe strada Lev Tolstoi, asfaltarea străzilor Dragoș Vodă, Dimitrie Onciul, Eroilor, Curtea Domnească, Gheorghe Doja și Biruinței, amenajarea de parcări în zona Albina și George Enescu, sala de gimnastică la Spirul Haret, mansardarea școlii generale numărul 10 din Burdujeni și extinderea corpurilor de clădiri de la Colegiul Național Petru Rareș.